Bine, se a realizat topul județelor cu cele mai mici pensii din România. Acestea au fost registrate în Botoșani, Giurgiu sau Vrancea. Iar la porul opus se află Hunedoara, Brașov și București. Deși pensia medie lunară a crescut cu 11,3%, potrivit datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică, pensia românilor rămâne mică și puțin își permit alte cheltuieli față de strictul necesar. Potrivit datelor oficiale, în țara noastră au fost 5 milioane de pensionari în 2022, în scădere cu 75 de mii față de anul precedent. Deși pensia medie lunară a crescut până la 1855 de lei, potrivit datelor oficiale, pensia românilor rămâne mică și puțin își permit diverse cheltuieli, altele decât pentru medicamente sau mâncare, în condițiile în care inflația e mai mare decât creșterea pensiilor. În 2022, numărul mediu de pensionari asigurați de stat a fost de 4 ,607 de persoane, o scădere cu 47.000 față de anul trecut. În 2022, comparativ cu 2021, pensia medie lunară a crescut cu 11,3%, însă a fost o creștere mai mică în comparație cu inflația. Unul dintre efectele imediate e faptul că nu toți pensionarii au simțit această creștere. Există totuși și zone în România unde pensiile sunt mai mari, iar alte județe unde pensionarii sunt cei mai sărași din țara noastră. Cele mai mici pensii în medie au fost înregistrate în Botoșani, 1409 lei. Giurgiu, 1.419 lei sau Vrancea, 1.426, la polul opus fiind Hunedoara cu 2.357 de lei, București cu 2.250 de lei și Brașov, 2.085 de lei. În România, 1.175 milioane de oameni, o pensia minimă garantată de stat, dintre care 124.000 de persoane sunt foști agricultori și 24.900 de persoane sunt foști angajați ai sistemului militar.